ocupați locurile, vă rog. Pentru răstimpul pe care îl avem la dispoziție, referindu-mă la timp, voi citi un cuvânt din Luca 12, versetele 35 și 36. Luca 12, versetele 35 și 36. Cuvântul acesta spune în felul următor: mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Amin. Unul din factorii care ține vie speranța bisericii, unul din factorii care determină pe cei ce sunt în suferință cumplită, în necaz, în strâmtorare, este certitudinea venirii a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. Când El vine, așa cum a profețit și cum ne-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, va pune capăt suferinței, va pune capăt durerii, va pune capăt asupririi, va pune capăt sărăciei, va pune capăt oricărei neputințe. Pentru că întâi va instaura o împărăție de 1000 de ani în care totul va fi binecuvântat și pe pământ, după care se va intra în eternitate și acolo nimic nu poate să fie rău. Totul este după voia lui Dumnezeu. Dar în această așteptare, Biserica lui Dumnezeu sigur trebuie să se pregătească. Biserica lui Dumnezeu trebuie să știe cum să-L aștepte pe Mântuitorul Iisus Hristos. Biserica lui Dumnezeu trebuie să știe ce însemnează această a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, în această seară, în 20 de minute când ne-au rămas la dispoziție, vă invit să ne uităm împreună la ce însemnează această venire a Domnului. Pentru că în acest verset 36 cu precădere, dacă îl recitim și suntem atenți să vedem ce scrie în cuvântul Domnului după recomandarea Sfântului Apostol Pavel, când îi scrie lui Timotei, zicând în 1 Timotei 4 cu 13, până voi veni la tine, ia seama bine la citire, apoi la învățătura pe care o dai altora. Dacă ne uităm și știm cu atenție, ceva trebuie să ne rețină atenția, să ne frapeze. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, ce scrie mai departe? De la nuntă. Biserica nu cred că îl așteaptă pe Iisus Hristos de la nuntă. Atunci înseamnă că starea ei nu este bună. Biserica lui Hristos trebuie să-L aștepte pe Iisus Hristos pentru nuntă. Pentru nuntă! Dacă-L așteptăm de la nuntă, a trecut carul pe lângă noi și atunci îi vai de noi. Dar ce vrea să spună cuvântul Domnului? Ce vrea să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu? De ce în această seară scurtul meu mesaj, studiu, se intitulează Cum așteptăm? Cum așteptăm? Venirea Domnului, frașesilor, doamnelor și domnilor, în primul și în primul rând, este o expresie biblică, nu un eveniment. Toată lumea crede că prima dată este un eveniment. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos este o expresie biblică, care însemnează două lucruri diferite. Două lucruri diferite.
însemnează un lucru pentru biserică și însemnează un cu totul alt lucru pentru Israel. Când nu reușim să facem această distinție, atunci suntem confuși în profeții, atunci când facem un enunț în numele Domnului Iisus Hristos și nu suntem atenți la ce s-a enunțat, că s-a vorbit de Israel sau de biserică, imediat cădem în poate în criticism sau că am dat în aberație cu studiul biblic și predicăm ce nu scrie în Scriptură. Ia să vedem. Dacă în acest cuvânt îi spune să fiți ca niște oameni care îl așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, oare cui i-ar vorbi Domnul? Cui? Lui Israel. Nu-i poate vorbi biserici. Pentru că bisericii îi spune să se pregătească pentru nuntă. Și atunci, ca să vedem că există această diferență, de aceea trebuie să fim pregătiți cu trupul, cu sufletul, cu duhul, cu mintea, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi împreună cu mine, sigur, vom rămâne și la pasajul pe care l-am citit, dar ne vom uita în paralel la ce spune Iisus despre venirea Lui și ce spune Sfântul Apostol Pavel despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, deschideți Scriptura la Matei 24 și la 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Matei 24 și 1 Tesaloniceni 4. Și ne vom uita în paralel la aceste două pasaje biblice care vorbesc despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și să vedem ce spune Mântuitorul Iisus despre venirea Lui și ce spune Sfântul Apostol Pavel despre venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că uitați-vă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 15. Dacă sunteți rapizi acolo la internet și ne puteți ajuta și cu versetele să fie văzute pe ecran, m-aș bucura, ne-ar ajuta foarte mult, pentru că, știți, noastră, când vezi scris, cum zice Pilat, ce ai scris? E scris, nu? Și atunci nu mai predicăm teoriile noastre, trebuie să vedem cuvântul Domnului, să vedem ce este scris. 1 Tesaloniceni 4 cu 15. Uitați-vă ce scrie acolo. Iată în adevăr ce vă spun prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului. Deci Apostolul Pavel vorbește despre venirea Domnului. Pentru că trebuie să fie fiecare limpede ce vorbește Apostolul Pavel. Și apoi Apostolul Pavel intră de la versetul 16 și ne explică cum este venirea Domnului. Noi ne vom uita la fiecare. Uitați-vă în Matei 24, versetul 30. Vorbește Iisus Hristos acum. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului făcând ce? Venind. Despre ce vorbește Iisus? Despre venirea Lui. Haideți să vedem în paralel cum vede unul și cum vede celălalt. Și ne uităm în primul rând la Apostolul Pavel. 1 Tesaloniceni 4 cu 16, deci gândirea paulină, dacă vreți, sau teologia paulină a Apostolului Pavel. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. De ce vine din cer? Ce să facă? După ce vine? După biserică. Că vă uitați ce spune mai departe. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Versetul 17, apoi noi cei vii, care vom fi rămas până la, vom fi răpistoți împreună cu ei, cu cei morți care au înviat, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Puneți din nou versetul 16. Cuvântul Domnului spune așa, la venirea Domnului Iisus Hristos, ca să-și culeagă sfinții, biserica. Cine se ocupă de acest eveniment? Cine? Citiți ce scrie acolo, nu ce știți dumneavoastră din amintiri. Ce scrie? Însuși Domnul, deci Cel ce culege sfinții, notați acest lucru, Cel ce culege sfinții pentru nuntă este cine? Însuși
Domnul. Scrie acolo că însuși Domnul se va pohorâ din cer. Matei 24 cu 31. Uitați ce spune cuvântul Domnului. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor strânge pe aleșii lui din cele patru vânturi. Pe cine strânge? Pe aleșii lui. De la o margine a cerului până la cealaltă. Cine vine să se ocupe de strâns? Cine se ocupă? Îngerii. Potrivește ce spune Apostolul Pavel cu ce spune Iisus Hristos? Să aveți curaj să spuneți nu, că nu potrivește. Nu vă fie frică, că dacă ați citit că vine Domnul și aici vin îngerii, nu este tot aceea. Dumnezeu nu este înger. Îngerii sunt creați de Dumnezeu, nu este așa? Deci iată că avem o primă contradicție. Mântuitorul Iisus Hristos spune, îngerii vor strânge sfinții. Apostolul Pavel spune, Iisus Hristos strânge sfinții. Întoarcem înapoi la Tesaloniceni 2. Este o ordine la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Știți dumneavoastră că eu vă spun mereu și pe unii chiar îi supără. Zic, cine tot spune fratele Gog că Dumnezeu e Dumnezeul ordinii? Tocmai pentru că este dezordine. De-aia trebuie să vă spun că Dumnezeu e Dumnezeul ordinii. Și trebuie ordine în gândire, ordine în viață, ordine în studii, ordine în toate lucrurile ne trebuiește, în biserică. Este ordine la venirea Domnului. Așa, spune cuvântul Domnului, versetul 16, se va pogorâ din cer cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu și, ce zice, întâi, ce se întâmplă? Vor învia cei morți în Hristos. Cine? De cine se ocupă prima dată? De morți. Care morți? În Hristos. Bun, țineți așa. Matei 24 cu 40. Matei 24 cu 40. Atunci, spune Iisus Hristos, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Mai departe, 41. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și iar Luca mai spune, din doi care sunt în pat, și trebuie să fii nebun să stai cu un mort în pat, nu? Cum sunt ăștia care sunt luați? Cum sunt? Morți sau vii? Vii. Potrivește cu ce spune Apostolul Pavel? Nu. Că Apostolul Pavel spune că Iisus ocupă întâi de cei ce au murit în Hristos. Iisus spune, din doi care sunt la câmp, aia care sunt la câmp, sunt la coasă, sunt la, știu eu, la muncă, la ce sunt acolo la câmp, la aer verde, sunt la grătar. Dacă s-au dus la grătar, sunt doi vii, nu? Unu-i luat, unu-i lăsat. Iisus Hristos spune să ocupă de vii prima dată. Mai departe. Versetul 17. Apoi noi cei vii, din 1 Tesaloniceni 4, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți. Apoi noi cei vii vom fi răpiți împreună cu ei în nori. Apoi noi cei vii. Cuvântul Domnului în Matei 24 spune, unul luat, unul lăsat. Nu mai spune nimic de acolo încolo, numai că unul este luat și unul este lăsat. Dar am o întrebare pentru dumneavoastră ca să puteți să vedeți distinția. Când spune Apostolul Pavel, morți în Hristos și vii în Hristos, cum sunt aceștia, mântuiți sau nemântuiți? Mântuiți. Iisus Hristos ia pe morții lui și pe mântuiții lui care sunt în viață. Acum, ce face Iisus Hristos când vine după cuvântul lui, nu după cuvântul oamenilor sau al vreunei doctrine, după cuvântul Domnului Iisus Hristos? Spune, unul este luat și altul este lăsat. Ia să vedem cine este luat, pentru că Apostolul Pavel spune, la venirea Domnului Iisus Hristos, fiți atenți, la venirea Domnului Iisus Hristos, Iisus se ocupă de evenimentul acesta, se ocupă de morții în Hristos, de mântuiții care au murit și de mântuiții care sunt vii. Deci numai de mântuiți se ocupă. Iisus Hristos spune că unul e luat și ved că e viu și altul e lăsat. Și ala lăsat tot viu este. Dar să vedem pe cine a luat. Să vedem pe cine a luat.
Cine face lucrarea aceasta după cuvintele lui Iisus Hristos? Cine strânge? Îngerii. Na, bun. Puneți Matei 13 cu 31. Cu 30, am sorry. Mai 13 cu 30. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș, adică grâul și neghina, să crească amândouă până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi unul luat. Smulgeți întâi neghina. Unul luat. Și lezgați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul lăsat. Strângeți-l în grânarul meu. Deci ia uitați că nu este cum am gândit noi, că este cum gândește Domnul. Când vine și ca să fiți edificați, puneți pe ecran Matei 13, de la versetul 37, ca să le putem citi împreună, ca să explicăm la frați ce scrie în Scriptură. Matei 13, de la 37. El le-a răspuns, el fiind Iisus, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Next. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, adică Israel. Neghina sunt fiii celui rău. Mai departe. Mai departe. Versetul 39. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului sau venirea Domnului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum vorbește Iisus Hristos, că el pe îngerii vede secerători, cei ce strâng. Versetul 40. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Versetul 41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui. Ce va smulge? Toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire, toată neghina, toți păcătoșii, toți care fac fără de legea și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și cine rămâne, pe cine lasă? Grâul. Unul luat este neghina, fraților. Unul lăsat este grâul. Ca să fie mai bine, versetul 49 din Matei 13. 49. Uitați-vă aici cât de limpede și de clar este. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului, la venirea Domnului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi de unde? Din mijlocul celor buni. Deci pe ei răi îi ia de chică, îi smulge unul luat. Și pe cei buni îi lasă, unul lăsat. Sună ciudat, așa-i? Sună frumos. Apostolul Pavel nu spune lucrurile acestea. Mai departe, să vedem ce spune Apostolul Pavel. Deci, nimic din ce spun ei doi despre venirea Domnului Iisus Hristos nu potrivește. Nimic. Versetul 17 din 1 Tesaloniceni 4. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. În nori. Unde ne pune? În nori, ca să întâmpinăm pe Domnul unde? În văzduh înseamnă în aer, deci undeva în atmosferă, probabil chiar deasupra atmosferei Pământului. Atmosfera Pământului, pentru cei ce nu cunoașteți, are aproximativ 80 de mile. Deci atât ai aerul care învelește Pământul. Nu este mai mult. Peste 80 de mile înălțime nu mai există aer. De aceea și când mergi la munte, ai problemă să respiri, că nu mai este oxigen. Așa, nu mai este oxigen. Când ai ajuns la 80 de mile deasupra Pământului, nu mai există aer. Nu mai există aer. Să intre în vid. Așa. Domnul probabil că stă deasupra atmosferei, spune Apostolul Pavel, își înviază morții, îi schimbă la clipeală ochiului pe cei vii în credință și unde îi pune pe ei? Pe un nor. Îi pune pe un nor și norul acesta este mijlocul de locomoție, de deplasare, de transport. Norul acesta este purtat de Duhul Domnului și norul acesta este dus cu tot sfinte și este prezentat lui Iisus Hristos la intrare în atmosferă, în văzduh. Uitați să vă ce scrie în Matei 24.
Cuvântul Domnului spune așa. Versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind unde? Pe nori. Păi nu sfințesc pe nori. Iară nu potrivește. Pentru că Apostolul Pavel spune, sfințe sunt pe nori și Iisus este în aer, e în văzduh, nu că El e în aer. Să nu înțelegeți așa. El este undeva deasupra atmosferii, în văzduh. Dar pe nori, aici spune că este pe nori. Încă o dată, mai este un fenomen. Versetul 30, din nou, din Matei 24. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu mare slavă. Îl vor vedea, nu este așa? Îl vor vedea. Îl vor vedea. Toți. Toți. Puneți Luca 12 cu 39, acolo unde am citit, că n-am citit până la versetul 39. Luca 12 cu 39. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și acum versetul 40, ia auziți ce spune Iisus Hristos. Și voi dar, fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Acum, un exercițiu absurd. Nu și-are rostul, la noi este seară. În Europa, în România, de unde venim noi, este ora 6 dimineața, nu? Este ora 6 dimineața. Dacă la noi este ora 12 la amiază, în România este ora 10 seara. Dacă la noi este ora 5 după masă, să spunem la ora 5 după masă, așa, în România este ora 3 noaptea, nu? Imaginați-vă următorul lucru, deci ca să spre judecată. Mântuitorul Iisus Hristos vine la ora 5, la ora 4, ora Californiei, ora 4 după masă, ora 4, ora Californiei. Cât este în România, ora aceea? 2. 2 noaptea. În Biblie scrie că orice ochi îl va vedea. Credeți dumneavoastră că orice ochi îl va vedea atunci? Românii dorm de sforăie, californienii, nici ăștia nu sunt ostreji. Nici ăștia sunt în trafic și nu au vreme să uite pe cer. Plus că Iisus Hristos spune, tot așa și voi, nu știți în ce ceas va veni Fiul Omului, adică nu o să-L vedeți. Acum hai să le repetăm. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos vine. Venirea Lui însemnează, în primul și în primul rând, o expresie teologică. Când spunem expresie, însemnează că este o definiție pentru ceva care trebuiește definit. Un eveniment care trebuiește definit. Iar ceea ce trebuiește definit este următorul. Iisus Hristos nu vine pentru toată lumea odată. Și a doua Lui venire este un eveniment special pentru biserică și este un eveniment special pentru Israel. Pentru biserică vine ca un hoț, nimeni nu știe când, nu-i voie să pui date, nu poți să pui date, pentru că oricine încearcă să pună date greșește. Pentru Israel este un alt eveniment și va fi aproximativ 7 ani mai târziu, am să vă spun când. Pentru că eu știu când vine pentru Israel. Asta îi ispitește pe cei ce ne ascultă și nu înțeleg ce vorbim noi aici. Pentru Israel știm când vine, știm cu dată, cu dată exactă. Eu știu când vine pentru Israel. De ce? Vreau să vă spun în seara aceasta când vine. Când vine pentru biserică, pentru biserică vine Iisus. Este ca și când ai nuntă. Ioana, îmi cer scuze, ești aici, Ioana, unde ești? Ridică mâna, așa. Îmi cer scuze că folosesc exemplu, ei se căsătorește sâmbătă. Dacă sâmbătă,
Înainte de nuntă, Aurelian Mirele trimite pe fratele Silvestru, zice, du-te-o două pe Ioana, că vreau să mă căsătoresc cu ea. Lasă Ioana baltă. Dacă nici în ziua nunții nu a putut să vină după mine, asta nu-i nuntă, Domnule. Nici atunci nu-ți faci timp de mireasă. După mireasă vine Mirele. Vine însuși Domnul. Însuși Domnul. Vine secret când nu știe nimeni, când nu se așteaptă nimeni. Ca un hoț, așa cum spune el, nu cum spune eu, cum spune el. Eu spun cum spune el. Nu va ști nimeni, nu va vedea nimeni, nu va vedea nimeni. Au dispărut oamenii. Au înviat morți în Hristos și cei ce sunt ai Lui în credință vor fi schimbați la clipeala ochiului. După acest eveniment, pe pământ este o convulsie generală. Convulsie însemnează, este o frământare. Cei ce au rămas, o să-și dea seama, domnule, s-a întâmplat ceva, pentru că în toată lumea au dispărut milioane de oameni. Se va întâmpla ceva. Și pe fundalul acestei convulsii mondiale, o criză, o criză economică, pentru că dispar oameni din puncte cheie, din economiile mondiale, dispar oameni din școli, dispar oameni din spitale, dispar oameni din toate locurile. Pe fundalul acestei crize se va lansa un om a cărei lansare este rapidă. Este Apocalips, capitolul 6. Un om spune călare pe un cal alb. Un om călare pe un cal alb. Să vă citesc și să vă explic cuvântul Domnului și să vedeți esența, că noi ne vom ocupa cu ajutorul Domnului de Apocalipsa. Apocalips 6, 1 și 2. Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat, uitați-vă și noastră împreună cu mine la verset, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi, și uitați ce a văzut. Versetul 2. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. Dar ăsta e șmecher, îi lipsește săgeata. Observați? Are numai arc. I s-a dat o cunună, iar este un trick. Cunună nu se dă numai după ce învingi. Dar la asta i s-a dat cunună, și a pornit biruitor și ca să biruiască. Deci lui s-a dat cununa înainte să biruiască. Oamenii l-au făcut erou înainte să fie erou. Pentru că au văzut în el promisiune. Este anticrist. Acesta este anticrist. Probabil în aproximativ, după răpirea bisericii, aproximativ 5 ani de zile. Aproximativ 5 ani de zile. Tumultul acesta, frământările acestea, plus conflicte de război în Orientul Mijlociu, Rusia cu Iranul vor merge împotriva lui Israel. Pe conflictul acesta, anticrist va primi cununa și va zice, tu ești salvatorul omenirii. Și când el este, când primește cununa, e pe calul alb, el vine și face pace în tumultul din lume. Când el semnează un tratat de pace cu Israel pe timp de 7 ani de zile, Daniel 9 cu 27, când semnează acel tratat de pace cu Israel, de acolo încolo să știe cu dată exactă când vine Domnul a doua oară pentru Israel. Pentru că de acolo încolo Biblia începe să se numere nu după ani calendaristici gregorieni, cum se numesc anii noștri, sunt ani solari, 365 de zile, ci Biblia începe să și se numere după ani solari și lunari, combinație, un an de 360 de zile. De aceea, zice, va face un tratat de pace cu mulți pe timp de o săptămână de ani, spune, de 7 ani. Spune, dar la mijlocul săptămânii, la mijlocul săptămânii însemnează, uitați, el va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, este o săptămână de ani în ebraică. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. După 1260 de zile din ziua în care a semnat tratatul de pace cu Israel, după 1260 de zile va intra în templu, asta este urăciunea pustirii în locul preasfânt, va intra în templu reconstruit în Israel și va zice, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Mesia pe care voi l-ați așteptat. De acolo încolo mai sunt 1260 de zile și Iisus Hristos se arată și îl vede orice ochi. Deci acum orice ochi îl va vedea. Dar când vine pentru biserică, să răpească biserica, nu uitați, el vine unde? În văzduh.
Când vine pentru Israel, citiți împreună cu mine și vedeți unde vine Domnul nostru Iisus Hristos, Zaharia, capitolul 14, vă rog să puneți pe ecran. Zaharia 14 cu 3. Cu 2, 3 și 4. 3 și 4, ca să poată toată biserica să citească. Domnul se va arăta, ia uitați, de cine se arată? Domnul. Și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Noi citiți acum. Aceste neamuri sunt cei ce sunt adunați împotriva lui Israel la Armagedon. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe, citiți cu glas tare, pe muntele Sionului, nu-i în văzduh. Nu-i în văzduh, e jos, pe pământ, pe muntele Sionului. Calcă pe muntele Sionului. Iisus Hristos coboară literal pe pământ. Când vine pentru biserică, se oprește în atmosferă, se oprește în atmosferă, Duhul Sfânt înviază morții, schimbă vii, îi pune pe un nor, îi duce în fața lui Iisus Hristos, îi prezintă lui Iisus Hristos, Iisus Hristos îi ia cu norul acela și îi duce în cerul lui, în fața Tatălui și îi prezintă Tatălui. Tatăl îl cunună și timp de 7 ani, așa cum se făcea în Israel nunta, ține nunta, timp de 7 ani. Și după 7 ani de zile, după 7 o săptămână de ani, dacă vreți, Iisus Hristos vine cu mireasa pe pământ, la casa miresei. Și de aceea, în textul pe care l-am citit la început, în Luca, capitolul 12 cu versetul 36, spune: și voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe cine? Pe stăpânul lor. Iisus Hristos nu-i stăpânul nostru, El este mirele nostru. Să se întoarcă de unde? De la nuntă. Pentru că nunta a avut loc în cer, cununia a avut loc în cer, logodirea are loc acum, nunta religioasă are loc în cer, iar ospățul nunții mielului are loc pe pământ. El se întoarce la casa miresii să facă ospăț. Când se întoarce ca să facă ospăț, unui luat e ăla rău și unui lăsat este ăla bun, cel bun. Ăla luat este luat ca să fie nimicit, cel bun este lăsat ca să reaprindă neamurile pe pământ în sensul înmulțirii populației, pentru că El vine să domnească 1000 de ani. Și nu poate domni 1000 de ani pe un pământ pustiu. El domnește 1000 de ani pe un pământ cu oameni. Dar pe pământ sunt lăsați numai cei sfinți ce supraviețuiesc necazul cel mare. Sunt oamenii din Matei 25 când spune că Domnul va judeca oile și caprele. Oile sunt cei lăsați și caprele sunt cei luați. Stârpiți orice rău, stârpiți din Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos va domni. Iar poporul Domnului trebuie să spună: vino, Doamne Iisuse. Prin urmare, nu-i confuzie. Nu-i confuzie în cuvântul Domnului. Dar cuvântul Domnului trebuie înțeles când vorbește bisericii și când vorbește lui Israel. Nu înțelegem acest, dacă n-ai înțeles acest amănunt, atunci vei face confuzie în afirmațiile pe care le spui, pentru că vei vorbi despre același eveniment la toate lucrurile. Dați-mi voie să închei cu acest verset care este cunoscut de dumneavoastră, puneți-mi pe ecran acolo, frate Daniel, Psalmul 45 cu versetul 9 și uitați-vă bine la el. Este un psalm mesianic. Mesianic însemnează al lui Iisus Hristos. Rabinii evrei l-au declarat psalmul mesianic. Este vorba de Mesia. Și atunci cum să nu spunem și noi că nu este un psalm mesianic? Nu uitați ce spune psalmul acesta 45. Printre, citiți dumneavoastră tare, printre preiubitele tale, nu-i una, preiubitele tale, sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, câte împărăteasă sunt? Una. Câte iubite are? Multe. Adică câți mântuiți, asta vrea să spună. Câți mântuiți are? Mulți. De ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, de la 23? Că fiecare va învia la rândul cetei, grupării lui. Că nu toți merg într-un loc. Nici mântuiții. Nu toți merg într-un loc. Merg în cer, dar n-au aceeași poziție.
Și atunci autorul psalmului 45:9, răsați acolo psalmul, spune: printre preiubitele tale, deci tu iubești pe oameni și ai multe grupări, ai sfinții Vechiului Testament, ai sfinții bisericii, ai sfinții necazului celui mare, o mulțime care nu poți număra, ai sfinții mileniului, deci sunt mulți sfinți, multe grupări de sfinți. Printre preiubitele tale sunt fete de împărat. Împărăteasa, mireasa ta este singura care stă la dreapta ta. Ia vedeți ce fac celelalte. Puneți versetul 14 din acela psalm. Pentru că ne spune, Biblia este limpede. Nu este încurcată deloc. Este limpede ca să poporul Domnului să poată să fie edificat. Uitați-vă cum va fi eternitatea. Fata împăratului sau mireasa sau împărăteasa este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cu sute la gherghev și urmată de fete. Ce sunt ele? Însoțitoarele ei. Cum zice americanul, man, ce bine mă simt. Dacă rămân biserică, mă slujește o veșnicie Israel. Sunt însoțitorii mei. Ați auzit? Celelalte fete n-au statut de mireasă, n-au statut de împărăteasă. Statut de mireasă, de împărăteasă, de soția mielului are numai biserica. Și biserica lui Hristos, pentru cine n-a cunoscut, sunt sfinții de la răstignirea Domnului Iisus Hristos, tâlharul, și până la venirea lui a doua oară pentru biserică. Asta este biserica. De ce? Asta este biserica, de ce spunem așa? Pentru că Iisus Hristos a spus cu gura lui. Și apostolul Pavel confirmă pentru a doua oară. Și vă spun un mister, o taină care n-a fost descoperită în vremurile trecute. Și taina este aceasta: eu voi zidi ce? Dacă Iisus a spus eu voi zidi, înseamnă că în vechime n-a existat. Când El vorbește, nu există, ci biserica urmează să se nască. Când s-a născut? În ziua învierii Lui din morți. Amin? Este glorios Domnul și este glorios cuvântul Lui. De aceea întăriți-vă și să ne întărim în cuvântul Domnului. Ascultați cuvântul, reluați-l, pentru că este adânc, este drept, este adânc, dar este limpede, este clar, este frumos. Dumnezeu vorbește un lucru pentru biserică, un har pentru biserică și un alt har pentru Israel. Amin? Dacă nu înțelegeți lucrul acesta, am zis că închei, știți că eu nu fac lucrul acesta, dar vă mai dau un verset ca să vedeți diferența. Frate Daniel, puneți-mi pe ecran și cu aceasta sigur închei. 2 Timotei 2:10. Ca să vedeți că este diferență. Și trebuie să fie diferență. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Dar acum hai să citim ce scrie în verset. De aceea rabd totul pentru cine? Pentru cei aleși. Cum se numesc mântuiții Domnului? Spuneți-mi. Aleșii Domnului, nu? Poporul Domnului, izbăviții Domnului, răscumpărații Domnului, turma lui Dumnezeu. Dar ce zice apostolul Pavel? Pentru cine rabdă? Pentru cei aleși. Cu ce scop rabdă? Ca și ei să capete mântuirea. Dacă sunt aleșii Domnului, n-au mântuire? Ori aleșii Domnului mântuiți, ori sunt aleși Domnului nemântuiți. Apostolul Pavel vorbește o contradicție. În engleză, uitați același lucru. Therefore I endure all things for the elect's sake. That they may be also obtained the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Haideți să vă traduc. Lăsați acolo. De aceea rab totul pentru Israel, pentru ca și el să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Israel este alesul Domnului, dar încă nu-L cunoaște pe Hristos. Și apostolul Pavel se roagă și spune, vreau ca și Israel să fie mântuit prin Hristos. Aleșii Domnului sunt mântuiți. Israel este un popor mântuit. Biserica este un popor mântuit, este alesul Domnului. Are Dumnezeu doi aleși pe pământ. Un ales este Israel, primul ales, și cel de-al doilea ales este biserica. Să mulțumim Domnului că suntem în acest popor special numit biserica. Amin. Gloria Domnului. Ne ridicăm în picioare, frați și surori.
pune cuvântul Domnului la inimă și vezi cât de mult te iubește Domnul. Să vedem cât de mult ne iubește, cât de mult a făcut pentru noi și ce privilegiu ne-a dat nouă, biserici, mie, ție. Eu mă simt privilegiat de Domnul că m-am născut în această perioadă de timp. Sunt alesul Lui, sunt în biserica Lui, sunt mântuitul Lui, sunt mireasa Lui, împărăteasa Lui. Ce glorios! Ce glorios! Pune la inimă aceste gânduri și fii gata, că Domnul a spus pentru biserică, nu știți ceasul în care va veni Fiul omului. Am spus, Israel va ști încă 1260 de zile și va apărea cu dată exactă. De aia se vor mântui atât de mulți că nu pot să fie numărați în timpul necazului celui mare. Pentru că vor predica o evanghelie diferită, cu date. Noi nu putem predica o evanghelie cu date. Acum primim ce ne-a dat Domnul. Și ne-a dat cuvântul mântuirii. Noi trebuie să credem acest cuvânt. Ne rugăm Domnului ca acest cuvânt să rămână în noi. Aleluia! Binecuvântat să fie, Doamne Dumnezeu, oștirilor! Și binecuvântat să fie numele Tău cel mare și sfânt, Doamne! Te binecuvântăm, Doamne Dumnezeule, cu mulțumire pentru bunătatea Ta, cu recunoștință pentru îndurarea Ta, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că Tu te înduri de noi și te ocupi de noi de fiecare. Ne dai bunăvoința Ta, Doamne Dumnezeule. Ne îmbraci în neprienirea Ta și ne dai harul Tău, Doamne. Ne cinstești cu mântuirea Ta, Doamne, și faci ca sufletul nostru să fie înviorat de cuvântul Tău, de înțelepciunea Ta, de dragostea Ta. De aceea Te onorăm pe Tine, Doamne Dumnezeule, lăudăm numele Tău, Doamne Dumnezeule, și cinstim bunătatea Ta, înțelepciunea Ta, Doamne Dumnezeule, că Tu ești atât de bun și atât de minunat, Doamne. Tu ridici sufletul nostru, Doamne, Tu ne înviorezi, Doamne Dumnezeule, ne îmbraci în neprienirea Ta, Doamne, și ne faci că putem să cunoaștem mântuirea Ta. Deci ești în seara aceasta, îți mulțumim, Doamne, că Te-ai ocupat de noi. Îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne, pentru îndurările Tale și îți mulțumim pentru mântuirea Ta, Tată din ceruri. Binecuvântat să fii Tu, Doamne Dumnezeul oștirilor, și binecuvântat fie numele Tău cel mare și sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim. Amin. Amin. Ocupați locurile.